La Universitatea Tehnică din Moldova, mai nou, se coace pâine și nu una simplă, dar fără gluten și pe bază de spanac. Este un înlocuitor mult mai sănătos și delicios pentru pâinea tradițională, zic creatorii. Cu Rodica Siminiuc și directorul școlii doctorale de la UTM și Dinu Țurcanu, doctorand în cadrul acesteia care studiază securitate alimentară și nutrițională, vom discuta despre beneficiile, proprietățile acestei pâini și, desigur, rețeta, dacă vor să ne-o dezvăluie până la urmă. Bine ați venit în platoul Telemagazin. Bine v-am găsit. De unde a început ideea asta minunată? Pentru că ziceam și înainte de interviu că este o idee chiar bună, binevenită și eu cumva deja sunt curios să gust acest produs. Ideea, desigur, a venit în primul rând din cercetările pe care le-ați menționat. Noi împreună cu doamna Siminiuc suntem antrenați în cadrul unui proiect de cercetare, în cadrul unui proiect de cercetare care studiază tehnologiile nutriționale personalizate pentru bunăstarea mea. Este un program de stat de cercetare, respectiv mai sunt și student doctorand în domeniul securității alimentare și nutriționale, iar doamna Siminiuc este conducătorul meu științific. De aceea, în principiu, a început din cadrul acestui proiect de cercetare, doamna Siminiuc ocupându-se de acest subiect de peste 15 ani, de atunci de când dumneaei și-a susținut teza de doctor, de aceea este nu doar, să zic eu, o cercetare de o lună, două sau trei, însă, să spunem de ce ne ocupăm cu acest lucru, sigur că ne ocupăm că există necesitate, necesitate înseamnă există foarte multe persoane și cunoaștem acest lucru care până la urmă sunt cumva bolnavi de maladia celiacă, ne mai vorbim de intoleranța la gluten sau alte, să spunem, lucruri care înseamnă tulburări asociate consumului de gluten, alergii și alte lucruri. Chiar dacă vreau aici să menționez că au apărut sute de comentarii la care n-am reușit să răspund din zilele astea, în care tot ne-au întrebat bine, dar numărul populației sau cetățenilor la nivel global care suferă de aceste maladii este unul mic. Da, este unul mic, este doar câteva procente, însă nu pot fi lăsați cumva într-o parte, fiindcă pentru ei, spre exemplu, consumul de gluten, oricât de cantitate mică nu ar fi, poate să ducă până la fatal, până la deces, de aceea este un lucru extrem de periculos și de aceea ne ocupăm cu această cercetare, inclusiv cu produse fără gluten. Și un lucru vreau să mai menționez până o să vă spună rețeta doamna Siminiuc, dacă o să vă spună. Și un lucru vreau să menționez important, pe care l-ați menționat corect, dar am să mai adaug puțin, produsele toate, nu este o noutate pâine fără gluten. Pâine fără gluten puteți să mergeți să cumpărați din magazine. Nu știu dacă ea o să fie fără gluten. Că noi avem și o cercetare pe acest subiect în care am încercat produsele autohtone sau cele de import să le studiem prin metode experimentale, să vedem dacă conțin totuși urme de gluten sau nu, care am zis că pot fi fatale pentru unele persoane. Sau înlocuitori care de cele mai multe ori s-ar putea absolut, să fie... Absolut, iar problema esențială a produselor fără gluten este că ele sunt sărace în nutrimente. Deci, respectiv, dacă cumpărați un produs fără gluten, este sărac în nutriment. Iar faptul că noi am adăugat în el acel spanac și acele pomușoare de soc, Sambucus nigra, nu înseamnă altceva decât noi am încercat să le îmbogățim ca nutrimente cu substanțe polifenolice, cu, respectiv cu fibre și să arate chiar și... Să zic că... Arată bine. Eu acum mă gândeam la spanac și acum am aflat și de pămușoarele de soc și chiar curiozitatea mea de a gusta acest produs este și mai mare a devenit. Îmi dau seama că timp de 15 ani vorbim în acest caz și despre o ambiție. Pentru că 15 ani să mergi pe un studiu din ăsta și să ajungi la un rezultat final, zic eu, trebuie să ai curajul și ambiția de a face ceva. Adică nu trebuie să fii neapărat un om egoist care se gândește că ăștia care cu intoleranță la gluten sunt puțin pe planeta asta. Ce să ne mai ghinuim acum? Felicitări pentru acest proiect. Totuși, care e rețeta? Ingredientele cheie, deci materia primă principală e făină de soriz, totuși. Făină de sorg. Sorizul este un hibrid al sorgului. Și justificarea, pentru că noi avem în comerț multe făinuri fără gluten. Justificarea selecției acestui tip de acestei făini este faptul că este similară făinii de orez. Și aici nu mă refer atât la calitățile nutriționale a făinii, dar mă refer la faptul că are o culoare albă, bine, albă-gălbuie, ca făină obișnuită. Este neutră, nu
imprimă produsului nicio caracteristică legată de miros, de savoare, etc. Respectiv, poate fi asociată, exact ca și orezul, cu practic oricare din ingrediente, din suplimente, pireuri, paste, de fructe, de legume, etc. Deci asta a fost cauza sau justificarea principală și alta, pentru că teza mea de doctorat am inițiat-o cu cercetarea proprietăților tehnologice și nutriționale a făinei de soriz. Și făina de soriz este un produs autohton cu o rezistență mare la secetă și în condițiile actuale chiar se merită să valorificăm produsele locale. Cu siguranță. În felul ăsta susțin și producătorii autohtoni sau, după caz, de ce nu, pentru că suntem obișnuiți ca UTM-ul să vină cu anumite surprize în domeniul științific și anumite anumiți pași importanți pentru societate și pentru beneficiile, nu știu, bunăstarea societății, ca să zic așa. Și în aceste condiții nu m-ar mira dacă într-o zi veți crea și o mare care sau, de exemplu, anumite tehnologii care vor produce și acea făină, ca să deveniți independenți la acest capitol. Acum mă interesează cum vedeți voi perspectivele acestui proiect? În primul rând, doar adaos aici, după cum menționam anterior, adăugând acele substanțe polifenolice, care reprezintă îmbogățirea cu nutrienți, deci consumat și un produs fără gluten, dar îmbogățit nutrițional, cu plante spontane care se găsesc aici. Cine nu știe ce înseamnă pomușoare de soc sau spanac. Pomușoarele de soc, spre exemplu, le-au colectat chiar părinții mei de la țară. Și le-au colectat spunând că, Dinu, vină în satul natal din nou și o să vezi peste tot un pomușoare de soc. Nu mai vorbim că există țări în care lucrul ăsta, așa cum noi aici plantăm, spre exemplu, nu știu, porumb, și ne lăudăm la toată lumea că avem porumb, există țări dezvoltate care plantează pomușoare de soc, fiindcă ele sunt foarte bune pentru consum, nu doar în pâinea fără gluten. Exact, și ceaiul din flori de soc și multe altele. Socul e, da, e cumva miraculos, are anumite proprietăți. Din dacă ne întrebați ce vedem noi ulterior, ce vedem noi ulterior este simplu. Pentru mine, ca student doctorand, această cercetare face parte din cercetarea mea care va conduce la sigur la susținerea tezei de doctor pe securitatea alimentară și nutrițională. Pentru doamna Prodica Siminiuchea este mai modestă și nu vrea să vă spună că ea face studii de postdoctorat, ceea ce înseamnă că va conduce la susținerea tezei de postdoctorat, adică de doctor habilitat. Sigur că toată lumea ne întreabă dacă lucrul ăsta va deveni comercial sau nu. Noi muncim la moment la agregarea celor rezultate pe care le-am făcut din cercetarea respectivă și la scrierea lor și la ambalarea lor pentru a obține un brevet de invenție pe acest lucru și, desigur, după obținerea acestui brevet de invenție, de ce nu să urmeze și un lucru, nu mă refer la comercial din punct de vedere a profitului, dar la comercial din punct de vedere a faptului, sigur, și profit, dar și a faptului că să obținem un produs autohton fără gluten și să îl transpunem pe piața noastră națională pentru acei consumatori care am anunțat, fie cu boală celiacă, fie cu alte tulburări asociate consumului de gluten, care să fie sigur că consumă un produs și sănătos și îmbogățit cu fibre, cu substanțe polifenolice din plantele autohtone. Domn Țurcan, vorbiți frumos, dar am un pic o abordare, ca să zic, un pic diferită. Atunci când cineva muncește asupra unui produs, trebuie să aibă și un profit. Or, acel profit nu este direcționat către doar o singură persoană, pentru că în această ordine de idei vor apărea cu siguranță și noi posturi de muncă. Și iarăși vorbim despre oameni care vor cumpăra un produs absolut autohton, sănătos, nutritiv și respectiv delicios. Sunt convins că are și un gust bun, v-am zis, nu știu, deci eu chiar încerc cumva să simt combinația asta acum. Și pe lângă toate astea, adică sunt mai multe beneficii pentru societate, așa că eu vă urez succes chiar în această inițiativă, ca să ajungeți sus și să veniți să ne spuneți că, uite, pe lângă etapa autohtonă am trecut și la export, pentru că sunt convins că produsul ăsta va fi apreciat și peste hotare. Nu știu dacă mai face cineva astfel de, sau a ajuns la o astfel de etapă. Bine, cum ziceați, sunt mai multe tipuri de pâine fără gluten, fiecare producător are propria rețetă. Acum aici simt și originalitatea, dacă îmi dați voie. Sau greșesc eu? Absolut. Exact. Așa. Nu greșiți. Și atunci, dacă vorbim de originalitate, zic să puneți accentul și să dezvoltați ideea asta.
Deci ceea ce a spus domnul Țurcanu e absolut corect, dar pe lângă cercetarea făcută din pasiune și din interes, deci cel puțin noi și membrii echipei ne dorim și avem scopul să asigurăm sau să contribuim mai degrabă, pentru că să asigurăm e totuși prea pompos spus, să contribuim la asigurarea securității nutriționale în Republica Moldova. Pentru că pe domeniile sau pe dimensiunile securității alimentare se fac cercetări, sunt ghiduri de asigurare. Pe domeniul securității nutriționale, eu nu știu cum, un segment cam trascurat. Și lucrul acesta noi încercăm să-l completăm prin diversificarea sortimentului de produse pentru anumite categorii de populație, prin informatizarea, educarea nutrițională, deci prin diverse metode. Și valorificarea celor plante spontane, inclusiv Sambucus nigra, deci noi am încercat să facem și avem rezultate, dar încă nu finalizate, și cu coajă de castraveți și cu, bine, cu dovleac, cu morcovul, acestea sunt produse care se utilizează mai frecvent, cu dovlecei, cu, deci încercând să utilizăm acele, să zic eu, deșeuri, nu, pentru că nu pot fi numite propriu zis deșeuri, dar acele părți care uneori nu le consumăm în alimentație, dar să facem o alimentație fără risipă. Frumos. În condițiile în care chiar suntem o generație care chiar face o risipă alimentară și vorbim și despre lanțuri hoteliere și multe altele, e chiar un lucru nobil ceea ce faceți și chiar trebuie să vă mulțumesc din numele tuturor pentru aceste succese, rezultate. Să vă autoinvit în acest moment ca să veniți să ne povestiți la ce etapă ați ajuns, unde este pâinea din spanac și pomușoare de soc, dar și care sunt succesele pe viitor. Vă urez succes încă o dată și chiar a fost o mare plăcere să veniți să discutăm, să ne povestiți despre acest produs. Vă mulțumim pentru invitație și data viitoare vă promitem că venim deja nu din numele UTM, dar din numele acei companii prin care vom nu doar promova, dar vom produce acele produse. Cu mare drag, vă urez succes să ajungeți doctor habilitat. Sunt convins că curând se va întâmpla acest lucru și noastră în calitate de student, sunteți un student stârguincios. Cel mai stârguincios.